Vă salut, prieteni! Ne întâlnim din nou în bucătăria noastră și aici vă arăt ce ingrediente avem pentru a prepara rețeta de astăzi. Avem un pui frumos bio, smântânică, niște ingrediente. Asta nu intră în rețete, dar e mica mea pasiune cu care mă mândresc. Aici avem un coșuleț de fructe bun. Și acum o să o rugăm pe doamna noastră bucătăreasă să ne prezinte. Duceți-vă un pic mai încolo ca să... Astăzi vom prepara pui țărănesc cu smântână. În alte zone ale țării sau în altă denumire se mai spune ciulama de pui. În zona de unde vin eu, la capul codrului, mama îi spunea pui cu smântână. Întotdeauna așteptam cu mare drag să crească puișorii din curte, să fie numai potriviți pentru pui cu smântână. Este o mâncare delicioasă și simplă. Avem puiul nostru, pe care înainte de a-l tranșa, îl voi pârli un pic ca să iau toți cotorii și toate urmele de penișoare care au care mai are și un rol în plus, adică care au mai rămas. Îi dă o aromă. Da, îi dă și o aromă. Și pentru asta am pregătit o farfurie pe care am întors-o cu fundul în sus și pe care am pus spirit sanitar. Așa face mama, făcea mama mea și așa m-am învățat și eu să fac. Tot să fac. Îl voi aprinde. Da, emană un miros așa interesant. Apoi pârlit. Da. Când nu era spirit, nu știu, mama improviza cu fel de fel de alte, mai la foc, mai scotea roțile de la plită. De la sobă, da. De la șprahat. Mama puii care erau mai cotoroși, că fiind pui tineri și aveau mai mulți cotori, după ce îi prălea, îi freca cu mălai, ca să le iasă toți cotorii. Acum ăsta e destul de curățel, nu are nevoie să-l frec cu mălai. Mama, dar ce miros îmbietor. Doar așa. Să-i dau aroma de... pui pârlit. Operațiunea pui pârlit continuă? Da, trebuie să-l pârlim bine pe toate părțile. În felul ăsta avem mai puțin de lucru la spălat și la curățat. Haideți să mă laud un pic și o alte chestii, ce am uitat. Ce am făcut eu zilele astea. Nu prea am avut timp să vloguiesc, că am fost ocupat și într-un interval de timp foarte scurt tot trebuie să fac mai multe lucruri și n-am apucat. Dacă vă abonați, o să vă arăt cum fac și siropul de trandafir, dulceața și multe altele. Am terminat puiul de pârlit și urmează pasul următor, tranșarea. Să-i scot întâi pulpițele. Asta trebuie tăiat în două,
smântânica, petrunjel, mărar. Arată bine puiuțul nostru. E foarte fragil, cred că va fierbe repede. Puiul nostru este tranșat, îl voi spăla acum bine. Am spălat puiul și urmează să-l pun puțin la prăjit cât să îi scoată apa din el și cât să-i dăm aromă. Punem ulei în cratiță. Cam 50 de ml de ulei. Și așteptăm puțin să sfârie uleiul. S-a înfierbântat uleiul și voi pune bucățile de pui la după ce pui o plonjat în oală, ce mai facem? În timp ce se distrează acolo lăpăindu-se în ulei, eu o să tai ceapa și morcovul. Dăm drumul la hoțetă. Întoarcem pe toate părțile ca să îl prindă grăsimea, să devină auriu, frumos și să-i scadă apa. Le luăm. Tocăm mărunțel și morcovul. Facem de mai multe ori pe toate părțile ca să prindă culoare. După baia de ulei, puiul nostru este gata pentru baia de apă. Vom adăuga apă peste el și îl vom pune la fiert. Întotdeauna adăugăm apă fierbinte. Acum îl lăsăm să fiarbă și până începe să fiarbă o să adăugăm legumele. Eu o să toc și puțin pătrunjel. Tocăm pătrunjelul, o parte o să-l punem la fiert și păstrăm puțin și pentru faza finală a
produsului când vom adăuga smântâna. O să punem puțin și în smântână alături de mărar și alte condimente. Într-un moment de respiro, mai degustăm și câte un pic de sirop de trandafiri cu apă minerală. Este o mare delicatesă și pe cine interesează, la vară, grozav de răcoritor și de parfumat. La vară vă servesc pe fiecare. Când doriți și cât doriți. Deja puiul nostru a început să fiarbă. E timpul să adaug legumele. Voi adăuga ceapa tocată. Morcovul. Puțin pătrunjel. Și două foi de dafin. Bineînțeles, după cum v-am obișnuit și v-am mai povestit în celelalte vloguri, vom adăuga puțină sare chiar de la început, ca să fiarbă carnea cu puțină sare, să aibă un gust bun. Acum îl lăsăm să fiarbă la foc mic, 40 de minute, o oră. Prieteni, ăsta e pui făcut la 4 mâini. Așa ca și piesele clasice la pian. Eu mai învârt din când în când. Arată foarte frumos. Și rezultatul final va fi unul spectaculos. Din când în când verificăm nivelul apei, verificăm să vedem dacă fierbe cum trebuie și de ce nu verificăm și dacă se apropie de final. O mai lăsăm un pic și în timpul ăsta voi continua ce am început, adică să sparg ouăle și voi pregăti sosul pe care îl voi adăuga, sosul de smântână. Punem doar gălbenușurile. S-au numerit două mai galbene și două mai roșii. Contează. Mai puțin contează. Intensificarea culorii, adăugăm peste gălbenușul puțină sare. Vor fi de un galben mai pronunțat. Amestecul ăsta cu făină și cu amidon sau cu smântână, se poate numi maia și maia? Se poate numi și maia, se poate numi și sos bechamel, cu deosebirea că la sosul bechamel se adaugă și unt. Vom adăuga, eu voi folosi amidon pentru că mi se pare că iese puțin sosul mai fin decât cu făină. Încep cu două linguri de amidon. Vedem în funcție de cât de multă smântână punem. Eu am pus aici o jumătate de kilogram de smântână. Cred că mai mult de jumătate de kilogram. Smântâna este destul de groasă și nu o să trebuiască, cred că două linguri de amidon vor fi suficiente. Ideea e că cât pui mai multă smântână, cu atât e mai bun. Da, de asta se și cheamă pui cu smântână, că smântâna este cea care dă farmecul acestei mâncări. Poate chiar
mai mult decât puiul. Dizolvăm bine amidonul. După care voi adăuga, voi incorpora această compoziție în restul de smântână. În această cremă adăugăm piper puțin negru, piper alb, sare, pătrunjel și vom tăia și mărar. Tocăm o legătură de mărar. Mie îmi place să fie suficient de mult mărar pentru că îi dă o savoare deosebită, primăvaratică. Incorporăm și mărarul în sosul nostru cremă. Priviți ce frumos arată, dar nu vă pot spune cât de frumos miroase. Extraordinar de frumos miroase. Și lăsăm sosul nostru să se odihnească până va fi carnea gata de fiert. Mă mai uit puțin, mai verific. Mai deranjez un pic puiul, nu? Mai deranjez un pic puiul și chiar voi încerca să gust puțin să văd dacă este fiartă carnea. Nu cred că e fiartă. Puiul era destul de fragil. E aproape fiartă. Mai trebuie puțină sare și o voi adăuga acum. Puiul nostru este fiert, am controlat carnea, e fiartă și trecem la ultima etapă, adăugăm sosul de smântână. Cu mărar și pătrunjel, sare și piper. Amestecăm bine. Trebuie să amestecăm continuu pentru că sosul se va îngroșa și nu vrem să ni se lipească de cratiță pentru că se va afuma. Focul trebuie mai mic. Și focul trebuie mic. Aici pregătim pentru o măriguță. Cratița. Foc. Se mai lasă doar câteva minute după ce începe să fiarbă. Doar cât să încorporeze. În situația în care se îngroașă prea mult, se mai poate adăuga și un pic de apă. Sau invers, dacă e prea fluid, se mai poate face separat un pic de amestec de amidon. Se poate face și cu făină, maiala asta, sau compoziția propriu-zisă. Fiecare după este gata. Ia uitați-vă ce frumos arată.
uitați-vă ce frumos arată și sosul. Acum este mai fluid, dar îl vom lăsa puțin să se odihnească până facem mămăliguța și va fi tocmai bun de mâncat. Miroase extraordinar de frumos. Voi închide. Puiul cu smântână e gata, nu? Puiul cu smântână, ca la mama acasă, e gata. Mamă cum arată. Lângă o mămăliguță... aurie. La fel de aurie ca și puiul. Deja... Dacă mai adăugăm ceva verdeață pe deasupra... E vreo problemă? Are suficientă verdeață. Mai avem și pentru musafir, dacă... Pentru musafir, pofticioș. Alinează-le așa, să arate frumos, prezentabil. Ia. Ai ceva de zici pe final? Vă dorim poftă bună și vă mai așteptăm să vizionați în continuare vlogurile noastre. Vă mai așteptăm să vă mai și abonați. Ca să mai vedeți câte ceva de la noi. Ia uitați ce frumoasă e farfurioara cu puiul nostru cu smântână. La capul codrului e și de ce nu tolva. O seară frumoasă vă dorim.